parte ce riscăm dacă nu transpunem directiva acum sau când, în termenul stabilit. Mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, situația este destul de simplă și de clară în același timp. Directiva privind produsele din tutun are termen de transpunere până la 20 mai 2016. Practic, până la 20 mai 2016, noi va trebui să avem o lege internă care să fie în vigoare și care să transpună directiva. Deci o lege internă care să treacă inclusiv de Parlament și să fie publicată în Monitorul Oficial. Orice abatere de la această regulă creează riscul unei acțiuni de infringement pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere. La această directivă, din fericire, se lucrează și s-a lucrat asidu, mai ales în ultima perioadă. A fost un comitet interministerial și absolut toate minutele care s-au elaborat ca urmare a ședințelor comitetului sunt publicate pe site-ul Ministerului Sănătății. În acele minute și din poziția pe care noi am exprimat-o ulterior, a reieșit foarte clar poziția Ministerului Afacerilor Externe, care a fost una constantă de transpunere în termen și corectă a directivei. E o poziție pe care noi o avem cu privire la absolut toate directivele. Cu privire la alte aspecte, nu aș reuși să vă pot eu da lămuriri, pentru că deocamdată avem un proiect de lege care e în stadiu avansat, avem un proiect de lege care încă se discută, chiar și astăzi vom avea o reuniune a comitetului director și avem o directivă pentru care încă suntem în termen. Încă suntem în termen și având în vedere că și Parlamentul și-a început activitatea și stadiul proiectului și calendarul pe care noi l-am adoptat, pentru că în conformitate cu calendarul urma ca în luna februarie noi să introducem deja proiectul în guvern. Care va fi varianta finală și care va fi decizia finală, eu personal nu știu în momentul acesta. Unde se află acum proiectul?